Bună, lebedelor! Astăzi este sâmbătă, așa că avem o nouă ratare sau binecuvântare. Pentru trucul de astăzi v-am cerut părerea voastră pe Facebook și am zis că cea care va avea o idee genială sau îmi va da o idee pe care o voi încerca eu, chiar astăzi, o să câștige o cremă și bineînțeles că mă țin de promisiune. Ideea care mi-a plăcut cel mai mult a fost a lui Solon Tanu Alina, care a zis mi-ar plăcea să te văd că încerci un reverse contouring. Și am mai avut alte idei la fine, am mai pus această postare pentru că multe dintre voi nu ați văzut-o. Și ele sunt bune, mi-a plăcut aceea cu genele false, dar eu am gene fir cu fir puse acum, așa că nu puteam să o fac. Pe viitor fiți atente și puteți voi câștiga. Bineînțeles că a fost un concurs în care trebuia să-mi dați doar o idee, nu a trebuit să-mi dați like sau share, pentru că vroiam să premiez una dintre lebedele care mă urmărește de ceva timp și care se implică în comunitate, cum ar veni. Și uite, Alina, ăsta este cadoul tău, crema, cum am promis. Am făcut un review la o altă cremă de la Elmi Plant, care îmi place foarte mult. Așa că aștept mesajul tău și hai să-i dăm drumul la reverse contouring. Cam ce înseamnă asta? Înseamnă că vom face un contouring numai că pe invers. Pentru asta vom avea nevoie de o pudră bronzantă, un iluminator, de câteva pensule și un blush. Și în locurile unde normal ar trebui să dăm cu iluminator, o să dăm cu pudră bronzantă și unde am dat cu pudră bronzantă, o să dăm cu iluminator. Sper să nu arăt foarte caragioasă la sfârșitul clipului. După cum observați, acum nu sunt dată nici cu iluminator, n-am contouring-ul făcut, doar fond de ten, pudră, ruj, am ochii făcuți. Și cum începem? Păi eu zic, ca să fie mai dramatic, să începem cu pudra bronzantă. Am ales-o pe cea de la Inglot. Și pentru că o să folosesc în loc de iluminator, m-am gândit să folosesc și pentula de iluminator. Sunt câteva clipuri în care este povestită această metodă. O să vă las în descriere. Și să începem. Am emoții. Deci o să folosesc pudra bronzantă în zonele unde aș folosi iluminator. Deci pe aici mă dă eu cu iluminator de obicei. Și deja mi-am făcut o pată de pudră bronzantă. Și aici o să folosesc mult iluminator. Ei zic să folosești această metodă pentru cele care au roșață, datorită culorii închise, nu se mai vadă și în fine. Da. Stați cu mine să vedem ce este. Pe aici nu că... scuze. Mai vedeam pe nas. Cu iluminator. Pe aici. Bineînțeles că știți că eu îmi dau și deasupra buzei. Horror. Nu știu dacă observați foarte bine. Și mai mă dădeam și pe aici. Gata. Cum vi se pare? O să folosesc această pensulă, care e normal pentru contouring, cu iluminatorul. O să folosesc mult. Și o să mă dau în zonele unde mă dădeam cu pudra bronzantă. Pe aici mă dădeam. Ce naiba? Da, și pe nas mă dădeam
În părți. La sfârșit foloseam o pensulă de pudră ca să omogenizez totul. Cred că voi folosi și acum. Trebuie să-mi prind părul. Nu știu voi ce observați. Așa. Și acum o să folosesc puțin blush. Nu știu că trebuie să folosesc în altă parte. Folosesc pe cel de la NYX. E în nuanța Cinnamon. Practic el se folosește deasupra contouringului, dar acum o să-l folosesc sub. Da. Și cam asta e machiajul. Sunt curioasă cum vi se pare, dacă este un truc bun sau nu. Ce văd eu în oglindă, nu știu cum se vede pe cameră, sperați să mă uit în timp ce editez. Se vede ca și cum aș fi, știați, atunci când vă prinde soarele foarte tare și vă brânzați pe aici, pe deasupra. Ceva de genul. Nu zic că ar fi o ratare și nu știu, pentru fetele, eu nu am roșează din aceea pe față, dar pentru fetele acelea nu știu dacă funcționează. Pare destul de interesant, doar că sunt lucește fruntea cam mult. Nu pot să mă decid dacă e ratare sau binecuvântare. Vreau să-mi spuneți voi. Și vreau să vă arăt acest tricou pe care l-am. Ia uitați. Make-up song. Am și camera pe acolo și toate alea. Sper că v-a plăcut clipul. Vă pup, bebelor. Pa!